dragi prieteni, între oglinzi paralele, sunt Cătălin Negoiță și vă invit și la acest sfârșit de săptămână să vă așezați comod în fotoliu și să ascultați o poveste extraordinară de viață. O poveste de viață a unui om frumos, a unui om talentat. O poveste de viață care cu certitudine vă va plăcea. Prin urmare, dragi prieteni și din Galați și Brăila, e început de weekend, puteți să vă găsiți timp, o oră, să stați alături de noi la Express TV, între oglinzi paralele, pentru că invitatul de astăzi este, cum spuneam, unul cu totul și cu totul special. Permiteți-mi să vi-l prezint pe unul dintre puținii oameni pe care îi respect în mod absolut deosebit pentru tot ceea ce face, pentru caracter, pentru talent, pentru strădanie, pentru muncă și pentru realizări. Ca să nu mai vorbesc și să nu mai lungesc foarte mult vorba, voi spune doar două cuvinte. Sava David, căruia îi mulțumesc că a venit în această seară aici. Mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Și eu îți mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc frumos pentru invitație și de asemenea respectul este același. Pentru că întotdeauna te-am admirat pentru tot ceea ce faci tu, te-am admirat și ți-am transmis și felicitări la ultimele două gale, eveniment pe care l-ai realizat, am fost prezent și mi-a plăcut foarte mult. Felicitări pentru tot ceea ce faci tu. Mulțumesc tare mult și astăzi vom vorbi, pentru că asta este rețeta emisiunii, despre tine, despre tot ceea ce înseamnă o viață frumoasă, o viață de artist, pentru că este o viață de artist și despre o muncă titanică, despre o strădanie extraordinară, pentru că, iată, vreau să vă spun, dragi prieteni, pentru acei dintre voi care nu știți, Sava David este nu numai un foarte cunoscut artist plastic, ci și președintele filialei Galația a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Prin urmare, avem de ascultat o poveste frumoasă. Rețeta emisiunii noastre este următoare. Se ia o personalitate, se așează aici lângă mine pe fotoliu și începem să vorbim din primul moment în care Sava David a venit pe lume. În primul rând, mărturisesc și cum sunt absolut convins că mai toată lumea crede în primul moment că numele de familie este Sava și David este prenumele. Asta până când am cunoscut-o pe frumoasa și talentată ta fiică Ioana și atunci am realizat că eram în eroare ca mulți ceilalți. Sava este un nume de sfânt, da? Sfântul Sava. De aceea ți s-a dat numele? Nu știu de ce mi s-a dat numele. Cert este că cele două se cam potrivesc așa, da. Bine de tot. Da. Au o anumită sonoritate. Da, probabil e norocul meu, nu știu, părinții mei... Erau niște oameni religioși? Da, foarte religioși. Dar nu știu exact care a fost mobilul numelui. Probabil... Este fără îndoială un nume special, un nume cu o rezonanță aparte, care te trimite, sigur, și la partea aceasta religioasă, dar în același timp, spuneam, este un nume special care denotă, aș putea spune, parcă o anumită încredere în puterile de a face, de a crea. Mă înșel? Cel puțin din parcursul m-am gândit niciodată artistic. Foarte în profunzime la nume și la această potrivire. Sigur că la un moment dat mi-a plăcut cum sună David Sava. Eu rămân tot pe numele David Sava. Eu cred că așa a avut destină. Un nume, David, fără îndoială, care are o rezonanță extrem de profundă, se duce undeva în hai să nu spun negurile istoriei, pentru că Biblia în niciun caz nu poate fi neguroasă, dar acel Vechi Testament vorbește despre regele David cu tot ceea ce a însemnat el, un personaj absolut central al Vechiului Testament, al istoriei evreilor și, fără îndoială, și al istoriei creștinilor, pentru că creștinismul își trage seva din iudaism, din mozaism. Îți propun, dragul meu, să ne întoarcem puțin în trecut și să ajungem la momentul în care ai venit pe lume. Unde te-ai născut? M-am născut la Cosmești, în județul Galați, în 1957, Scorpion, 30 octombrie. Știu că și tu ești Scorpion. Da. Și...
am avut o copilărie normală, o copilărie extraordinară, pentru că locul respectiv îl admir și pentru mine este Pământ Sfânt. Întotdeauna pe unde am fost, pe unde am mers, am vorbit la modul ăsta despre locul în care m-am născut, pentru că am avut într-adevăr o copilărie și o deschidere fantastică. Localitatea este amplasată pe malul Siretului, are o configurație geografică extraordinară și atunci eu, încă de mic copil, am avut această perspectivă extraordinară în care ieșeam din casă și priveam munții Vrancei și toată lunga Siretului de pe platoul de 40 de metri înălțime și probabil că încă din perioada respectivă visam la ceva frumos, la ceva sfânt. Mai mult decât atât, mi-amintesc de cerul înstelat ca la Cosmești și am spus-o de foarte multe ori, nicăieri nu am văzut mai multe stele decât la Cosmești. Uite, e foarte interesant. Cum vede un artist plastic, un suflet, o minte de artist, cerul înstelat de la Cosmești? Cum e față de cerul înstelat de la Galați, să zicem? Da, mă amintesc când eram mic, la, mă rog, clasa 1, a 2, clasele de început, aveam această răbdare, îmi plăcea foarte mult să studiez, să analizez peisajul, dar foarte multe momente eram cu privirea țintită spre cer și eram fascinat de mirajul constelațiilor și așa la vârsta mea, bineînțeles că părinții nu puteau și n-au avut niciodată capacitatea să-mi explice anumite chestiuni, mai ales că mama mea am cunoscut-o foarte puțin, pentru că a stat foarte puțin cu noi și s-a pierdut destul de repede și atunci am crescut doar cu tatăl meu și tatăl meu a fost și tată și mama. A fost, da, și a trebuit să aibă grijă de noi, pentru că mai am un frate mai mic cu 4 ani și a trebuit să facă niște eforturi extraordinare pentru a ne crește și a ne educa așa cum ne-a educat, într-un spirit al muncii, eforturi extraordinare, corectitudine și așa mai departe, mă rog, principii adevărate. Mă gândeam la un moment dat, când vorbeai atât de frumos despre Cosmești și spuneai că e un loc sfânt, este nu numai un loc sfânt, ci și un loc încărcat cu istorie. Pentru că acolo, în primul război mondial, au fost niște bătălii crâncene. În general, în aceste locuri, de pildă la Nămoloasa, îmi povesteau copiii că se duceau în lunga Siretului să caute cartușele. Găseați cartușe pe acolo? Și eu am găsit, da. Ai găsit? Am găsit, da. Am găsit de mai multe ori, pentru că mergeam tot timpul, mai ales în vacanțe, dar chiar și în timpul cursurilor, mergeam în lunga Siretului și acolo era mirajul nostru, acolo ne jucam, acolo eram ba Robin Hood, ba Vinetu, ba tot felul de jocuri. Ceea ce citeam noi încercam să transpunem într-o joacă și peisajul era excepțional. Și atunci chiar am găsit de mai multe ori. Siretul te-a fascinat și din perspectiva artistică mai târziu? Sigur. Pentru că el a fost, fără îndoială, lunga Siretului este atât de frumoasă vara, dar probabil câteodată primăvara când vine Siretul învolburat nu mai e deloc frumos, nu? Nu, este... Acolo este un miracol și un miraj. Deci peisajul este unic. Așa este. Este unic și faptul că eu priveam întotdeauna de pe acel platou la 40 de metri înălțime. Adică ferit de orice fel. Da, de... da, da, da. Și spuneam că locul este magic, este mirific. Am cele mai extraordinare amintiri și cred că am avut o copilărie extraordinară. Cum era David Saba copil? Era un copil năzdrăvan, așa pus pe șotii, sau mai degrabă contemplativ, fire de artist, să zicem?
Da, eram destul de jucăuș, în sensul că în momentul când prindeam câteva minute împreună cu copiii la joacă, eram extrem de ager, dar îmi plăcea foarte mult să meditez, să analizez tot felul de elemente de la natură. Desenam foarte mult, foarte mult. Când ai început să desenezi? Cred că în clasa întâi, atunci doamna învățătoare a descoperit că am talent. În pauze eu m-am dus la tablă și am început să desenez cu creta și am făcut pe pictorul Nicolae Grigorescu ce aveam noi în Maluan. În clasa întâi? Da, în clasa întâi, a doua, și desenam așa, cu o singură linie cursivă și făceam portret. Și ce a spus învățătoarea când a văzut? Atunci, sigur că și-a dat seama că sunt înzestrat, că sunt talentat. L-a chemat pe tatăl meu la școală, i-a explicat, dar tatăl meu el dorea cu totul altceva față de... Ce voia să te fac? Păi, inginer constructor de nave, avea alte direcții. O meserie frumoasă, fără îndoială. Alte direcții. Numai că în clasa 5 a venit un profesor de biologie la noi la Cosmeș, care era pasionat de pictură și a înființat un cer de pictură. Și atunci, sigur că eu m-am înscris din prima și după o ședință de lucru în care ne-a făcut o demonstrație în ulei, o mică demonstrație, eu am fost atât de impresionat și am și executat foarte rapid toată natura statică pe care ne-a și problema plastică pe care ne-a dat-o domn profesor. Și atunci el m-a luat sub aripa lui și a încercat să convingă pe tatăl meu să urmeze arte plastice. Aș vrea să te întreb ceva. Întrebarea asta sigur că ar trebui să vină la final, dar ai vorbit atât de frumos că nu pot să mă opresc să spun. Talentul ăla pe care l-ai descoperit în tine, gândindu-te acum la perioada aceea copilului David Sava, care începea să-i impresioneze pe cei din jur cu talentul lui, talentul ăla de unde venea? Venea de la Dumnezeu, venea de unde? Te-ai întrebat vreodată de unde? Cred că de la mama mea. Așa, atât cât am cunoscut-o foarte puțin, pentru că a avut o boală galopantă și a stat în spital destul de mulți ani. Nu avea voie să intre în contact cu noi, o boală de plămâni, TBC, și atunci noi am crescut cam singuri. Și în momentele de întâlnire mi-amintesc că avea o sensibilitate interioară deosebită, era de un calm și de o profunzime și tot ceea ce făcea ea, mi-amintesc că avea această manualitate și această îndemânare artistică. Eram destul de micuți, dar am realizat mai târziu că, de fapt, de acolo... De acolo se trage. De acolo, da. Sigur. Bun, deci profesorul de biologie s-a dus la tatăl tău și i-a spus, băiatul ăsta are talent, trebuie să urmeze arte plastice. Ce a zis tata? Nu, domnule, vreau să fac inginer constructor de nave. Tatăl meu n-a reacționat. El... În continuare, trebuia să fac pregătire la matematică, la română, trebuia să intru la un liceu, deci direcția lui era foarte clară. A fost un bărbat extrem de pragmatic, hotărât și o putere de muncă ieșită din comun. N-am mai întâlnit așa ceva. Deci era în stare să realizezi într-o zi cât alții în 5 zile. Atât de multe își propunea. Și le și făcea. Aici sunt convins că l-ai copiat 100%. Da, se pare că mi-a transmis chestia asta. Și mie îmi place să am un program extrem de dens. Știu că în cursul zilei... E o provocare, nu? Așa m-am obișnuit. Dar așa era și el. Avea o putere incredibilă. Și ai ajuns în clasa 8-a și evident că s-a pus problema la cel liceu trebuie să merg. În clasa 8-a... A făcut un transfer, o mișcare destul de inteligentă, spun eu. M-a transferat de la Cosmești, din clasa 8-a, m-a transferat la Tecuci, la o școală generală, să vadă dacă și la altă școală am rezultate la fel de bune. Pentru că... Chiar pragmatic, tata. Da, da, da. Foarte pragmatic.
pentru el era o probă importantă. Acolo la, la școala generală din Cosmești am avut un corp de profesori excepțional, cred că unul din cei mai buni profesori care s-a nimerit în perioada respectivă. Deci excepțional, profesor de matematică, limba română, franceză, fizică, geografie, excepțional. Atunci, profesori tineri, abia terminase facultatea, au venit cu dorința și cu vocație și am lucrat extraordinar de bine. Dar tatăl meu, ca o măsură suplimentară, m-a transferat, mi-a fost destul de greu. Destul de greu pentru că m-a... Alt colectiv, alți profesori, mai trebuia să faci și naveta. A trebuit să stau în gazdă sau făceam și naveta. A fost puțin cam neincomod pentru mine, că încă eram, aveam o anumită sensibilitate și eram extrem de firav fizic. Dar i-am dovedit că am obținut note frumoase și la Tecuci și până la urmă acolo la Tecuci, de fapt, am avut un profesor de specialitate. Și el încă de la primele ore de desen și-a dat seama că am talent și atunci chiar că a intervenit, l-a chemat pe tatăl meu și a zis băiatul ăsta nu poate să urmeze decât artele plastice. Ce ai venit la Galați? Da. La liceul de art? La liceul de art. Foarte frumos. Era ceea ce îți doreai, nu? Da. Da, a fost un examen destul de dificil, dar eram destul de pregătit și la matematică, la română, istorie, pentru că aveam în afară de probele artistice, aveam și celelalte probe. Și am intrat și am... acum sunt la liceul de artă. Deci este locul în care pot să spun că m-am născut și locul în care n-am să plec niciodată. Atât de mult respect această instituție și atât de mult îmi doresc binele acestei instituții. Pe vremea aia unde era liceul? Tot aici? Da. Cu alte cuvinte, știi aproape fiecare cotlon al liceului ăluia, da? Și retrăiesc în fiecare zi când merg la liceu, retrăiesc momentele de când eram elev și totdeauna le și transmit elevilor atenție că acești pereți au suflet. Foarte frumos. Au suflet. Atelierul ăsta, aici simțim vibrația marilor, marilor profesori, domnul Dăscălescu, domnul Spirescu, Vasile Vedeș, domnul Dimofte, Constantin Dimofte, profesor de elită, profesor de specialitate. Te gândim să scrii o carte despre toate lucrurile astea, povestești foarte frumos. Nu, sunt amintiri curate, amintiri de suflet. Păi tocmai, oamenilor le plac emoțiile până la urmă, nu? Oamenii sunt... De ce le place oamenilor televiziunea? Pentru că televiziunea înseamnă, cum spun anglosaxonii, să-l faci pe om să râdă sau să plângă. Cu alte cuvinte, să-i creezi emoții pe care el să le trăiască. Dacă n-ai reușit lucrul ăsta, n-ai făcut nimic altceva. Iar povestea ta este, fără îndoială, o poveste nu numai extraordinară de viață, dar și foarte frumos spus. Mulțumesc. Bun. 4 ani de liceu în care ai învățat foarte multe lucruri, da? Sigur. A fost o etapă incredibilă, o etapă pozitivă, o etapă în care alături de colegii mei eram o echipă, o clasă foarte bună. Drept dovadă a fost pentru prima dată în istoria liceului de artă, în care după absolvire au reușit la Facultatea de Artă 7 din 23. Cunoaștem dintre ei nume numărați? Da. Sigur, Liliana Negoescu, Gabriela Georgescu, au fost colegi de clasă, Cornelia Burlacu, suntem colegi la liceul de artă acum, Nicolae Mitrofan, care este la Paris, trăiește într-un castel, ne-am văzut acum câțiva ani. Iar lui castel? Trăiește într-un castel, acolo lucrează, deci a avut o poveste incredibilă, plecat tot de aici, de la liceul de artă. I-a fost foarte greu după Revoluție, a plecat împreună cu familia. I-a fost destul de greu, dar și-a regăsit stilul, pentru că a încercat tot felul de provocări și tot felul de stiluri artistice să poată să performeze acolo la Paris. N-a reușit. A abandonat ideea de artă, după care a revenit, pentru că fiind consecvent cu lucru și cu fiind și foarte talentat,
A revenit la stilul și la tehnica de pictură de la Liceul de Artă. Iar care s-a dovedit una de succes acum. De mare succes. Deci de mare succes. Are expoziții peste tot în lume, de la Valencia, New York, nu mai spun în Franța, Italia. Și ne-am văzut, când am fost noi cu o prezentare de modă, am avut la ambasada României din Paris, am avut o invitație în 2010 și atunci l-am invitat la prezentare. Nu ne văzusem de foarte mulți ani și am văzut atelierul. Are un impresar, lucrează extraordinar, are o cotă foarte bună. Iată un absolvent de Liceul de Artă din Galați, cu performanțe artistice extraordinare și trăiește numai din artă. De-aia le și spun de foarte multe ori elevilor că majoritatea îmi pun tot felul de întrebări. Da, da, e greu în artă. E greu, nu ne putem descurca. Și dragii mei, vă dau două exemple. Două, trei exemple. Unu, Mitro pe numele lui de artist de la... Doi, David Sava. Pentru și eu, pe partea de design vestimentar, tot artă, tot corect, element corect. Artistic. Da. Sterică Bădălan. Este un profesionist care trăiește din pictură. Deci se poate și din artă. Poate, depinde ce faci, depinde cum lupți, depinde dacă te irosești și gândești toată ziua și nu faci mai nimic decât meditezi așa la nemurirea sufletului, nu cred că asta este rețeta succesului. Trebuie să întreprinzi, trebuie să crezi în destin, în ținta pe care vrei să o atingi. Fără determinare și fără această motivare și fără combustie internă, un artist nu există. Dacă nu există acea combustie internă, acea ardere internă. E ca la poezie, îți vine sau nu-ți vine? Sau trebuie să faci să-ți vină talentul? Știți, actul de creație nu e chiar simplu. Pentru că sunt momente foarte bune, de mare inspirație, dar poți să stai în fața unei pânze și ore întregi. Important e să nu te năpustești asupra spațiului plastic din prima, crezând că ai tu o idee, nu știu de care. Important este meditația în sine, răbdarea cu care încerci să ataci fiecare subiect, tema propusă, documentare foarte importantă, ai nevoie de o documentare, de schițe de proiect, de schițe, crochiuri și așa mai departe. Și cu cât privești mai mult pânza albă, mie mi se întâmplă și le-am spus și elevilor de la Liceul de Artă, nu vă grăbiți niciodată. Răbdarea este calitatea supremă a unui artist, spun eu. Deci răbdarea de a descoperi prin observație, de a înțelege ceea ce observi și mai trebuie să ai și capacitatea de a putea să reprezinți ceea ce vezi. Pentru că fără aceste lucruri, actul artistic este doar de suprafață. Este foarte important. Acele minute, dar minutele pot fi și ore, în care privești pânza albă și la un moment dat se produce acea iluminare interioară. Când parcă cineva se întâmplă ceva și atunci deja apar formele în pânza albă, fără să trasezi o linie, apar și elementele cromatice, se sincronizează formele. Cu alte cuvinte, vizualizezi ca ceva. Se cristalizează. Și în momentul ăla vezi lucrarea aproape terminată, dar o vezi doar cu privirea și etapa următoare este mult mai simplu. Sigur, nu e simplu, e totuși tehnică picturală. Fără îndoială, da. Dar proiectul e făcut aici. Da. Întoarcem puțin la liceu. Ce a simțit talentatul elev din Cosmești când a ajuns într-un loc în care s-a întâlnit cu alți talentați elevi și el, Scorpionul, trebuia să știe că este cel mai bun, nu? Nu pot să spun că a fost o concurență între noi. Ne respectam atât de mult și eram atât de uniți încât toți ne doream să intrăm la facultate. În același timp, eu îmi doream ca și colegul meu să intre la facultate, domnul Chiriac, e un Chiriac care este unul din cei mai
mari restauratori a Europei acum și a câștigat acum, se va ocupa și de cazinoul din Constanța, pe componente artistice. Deci este un băiat extraordinar, un băiat genial. Noi ne-am cunoscut la admitere, părinții lui din Focșani, părinții mei din Cozmești. Deci oarecum aproape. Și ne-am cunoscut la admitere la liceu și am rămas prieteni pe viață. Suntem prieteni și acum să ne vedem tot timpul cu mare bucurie, călătorim împreună. Era într-adevăr o mare provocare pentru un absolvent de liceu de artă să ajungă la Institutul de Arte Plastice, unde era o concurență acerbă, da? Cam câți erau pe loc? Păi, când am dat eu după absolvire în 1976 și nu am reușit, deci am fost respins, după care am făcut armata, am revenit, am fost extrem de combativ în momentul când am revenit și am lucrat, e o poveste foarte interesantă, poate cea mai interesantă poveste a vieții mele. Perioada? Te rog să o spui. Deci perioada când am terminat armata, m-am retras la Cosmești și am început să lucrez de la 5 dimineața până la 2-3 noaptea, continuu lucram. Îmi doream să reușesc la facultate. Aveam model view, bunicul, vecinii, lucram portret, studiu de portret, am făcut și modelaj ca să duc, să înțeleg mai bine elementele de anatomie artistică, de expresie, naturi statice, compoziții cu personaje, lucram continuu. Probele erau extrem de dure, foarte grele, două etape, prima eliminatorie și a doua, dacă intrai în etapa a doua, aveai șanse, numai că în momentul în care am reușit, în 1978, deci aia a fost, vă spun, perioada extraordinară, așa ceva nu cred că s-a mai întâmplat. Dar tot dorința de a reuși, pentru că concurența era foarte mare. În anul respectiv au fost 7 locuri la pictură monumentală. Era singura secție pe țară, numai la București, la Institutul Nicolae Grigorescu, și candidați 690. Deci nu știu să zic. Aproape 100 pe loc. Da. 100 pe loc. Ei, după prima etapă, care era cumplită, prima etapă, foarte grea, crochiu, schițe de observație, schițe de memorie, era o probă, una din probe, intra modelul, model viu, n-aveam voie să desenăm, să oră, după care pleca și trebuia să facem portretul pe expresie, să intrăm în caracterul modelului în 40 de minute, studiu. Deci una din probe. Da. E, și după prima etapă, din 690 am rămas 42. A fost o victorie de etapă extraordinară când m-am văzut admis. Și am simțit atunci, am simțit că pot să reușesc. Deci am avut încredere. Numai că la etapa a doua eram foarte bine pregătit pentru că era studiu clasic. Desen artistic, figură întreagă, model viu. Și culoare, la fel, problemă de complementare, galben, violet sau oranj albastru, problemele de culoare care se dădeau, tot model view. Eram foarte bine pregătit aici. Etapa a doua am lucrat foarte bine și când s-au afișat rezultatele, nu am putut să privesc. Deci nu am putut să mă uit. Eram atât de epuizat, se terminase totul. Și n-am avut puterea să privesc lista. Și am stat de la ora 1, eram singur, n-am mers, tatăl meu n-a mers cu mine, eram singur, cu o emoție incredibilă în suflet. Și am stat de la 1, când s-au afișat, până la 6 și 5. Și eram pe bordură așezat așa, iar lista era cam la, să zic, 7-8 metri, dar nu vedeam. Deci vedeam lista, veneau candidații,
unii erau fericiți, dar erau foarte puțin fericiți, pentru că erau foarte, foarte puține locuri și foarte mulți erau dezamăgiți și eu am rămas, n-am avut puterea până nu a venit un fost absolvent al liceului de artă din Galați, mai mare, cu câțiva ani, care tot dăduse și, mă rog, a fost respins și în anul respectiv și zice, ce faci aici? Du-te că ai reușit. Nu mi-a venit să cred. Dar mi-a dat așa un pic de cură. M-am ridicat în picioare și mă uitam, oare, glumește. Deci atât de greu, era un examen extraordinar de complex, foarte... Și până la urmă, curajul ăla, pe care mi l-a dat colegul meu, m-a făcut să mă îndrept. Și în momentul când am ajuns cam la, să zic, 3 metri, deja am văzut, eram al patrulea pe listă, privirea s-a dus direct. Sigur că m-am apropiat, m-am uitat în legitimația de concurs, dacă e acea serie să nu fie potrivire de nume, nu-ți vine să crezi. Și victoria a fost atât de uriașă încât am alergat continuu până la gară, sărind, dar alergam continuu să ajung la gară, să ajung de fapt cât mai repede acasă, ca să-i spun tatălui meu că am reușit. Pentru că mi-am dorit foarte mult să-i aduc o bucurie pentru tot ce a făcut el pentru noi și cât de mult s-a chinuit pentru noi să ne crească. Și atunci zic, cred că e cea mai mare bucurie. Și într-adevăr a fost cea mai mare. A fost cel mai fericit om de pe planeta asta. Și i-a pierit gândul că putea să facă din băiatul lui un bun constructor de la da. Cum a fost institutul? Cum a fost facultatea? Și... Da, a fost și o perioadă specială. Am avut acumulări foarte multe pe plan artistic. Nu pierdeam niciun fel de vernisaj. Eram în lumea capitalei cu... O lume mult mai bogată din punct de vedere artistic, da? Sigur. Mergeam incomparabil. Peste tot. Mergeam la teatru, mergeam la... Unde nu mergeam? Toate vernisajele, mergeam la stadion, manifestările sportive. Atunci era perioada lui Ilie Stasic, cu Ion Țiriac. Mergeam peste tot. Nu vreau să pierd nimic. Sunt aici 4 ani, trebuie să fiu ca o pasăre care ciugulește tot ce este mai bun. Ce aș putea încerca și o altă comparație, ca un burete care voia să absorbă tot ce era bun și frumos. Da, da, și era și o perioadă romantică, așa, să fii student la arte plastice în perioada respectivă. Era așa, cum erau cei de la IATC, acolo erau 4 locuri, dar noi erau 7, 9. Deci cea mai mare bătălie la cele două facultăți. Da, da, da. Ei bine, se termină facultatea și primești repartiție, da? Da. Unde? Am avut repartiție la Piatra Neamț. Țineam atât de mult la zona Neamțului, fusesem în vacanțe. Am fost cu câțiva colegi în zona Neamțului și mi-a plăcut foarte mult. Și când a fost aleg, am ales cu mare, cu toată inima, Piatra Neamț. Și era chiar în oraș. Numai că ghinionul meu a fost că s-a întâmplat că pe vremea respectivă era repartiție guvernamentală. Am primit repartiția guvernamentală, m-am prezentat la post, dar acolo era postul ocupat de un absolvent de la Iași. O conjunctură, o situație. Până la urmă, tot rău a fost spre bine. De ce? Sigur că m-am dus la Ministerul Învățământului, în audiență, am ajuns până sus, cei din minister mă trimiteau, ai repartiții guvernamentală, mergi la Piatra Neamț. În fine, după, până la urmă am renunțat eu, am zis, renunț, dați-mi la mine în comună. Și imediat au, pentru că nu era voiam. Cu buletinul de oraș, era o situație. Iar eu aveam buletin de țară, deci la Cosme. Și te-ai întors acasă ca profesor? Și m-am întors acasă. La școala la care ai învățat? Da, da. Extraordinar. Și am avut ani foarte frumoși acolo. L-ai mai găsit pe profesorul de biologie care ți... Era la Tecuci, da. Nu mai era în școala dar noastră, dar era la o școală din Tecuci, sigur că ne vedeam. Toți profesorii mei care mi-au fost în... clasele în gimnaziu, în clasele 5-8, da, am fost coleg cu ei și eu îi respectam foarte mult, ei țineau la mine foarte mult. Și cât ai stat la Cosme? Am stat 7 ani. Oho! 7 ani în care am lucrat foarte mult. De ce spun că... Ai mai descoperit vreun David Sava?
Știi ce se întâmplă? Eu m-am întors acolo cu o inimă atât de mare, atât de mare, încât iubeam atât de mult copiii și clasa, aveam și un cer de pictură, așa mi-au făcut catedra, cer de pictură, au inventat o chestie ca să-mi dea o repartiție guvernamentală. Și lucrau copiii extraordinar, deci și eu eram extrem de dedicat și tot felul de experimentele, făceam demonstrații, erau fascinați, lucram cu copiii de clasa 5-a, 6-a, tehnica ulei, plecând de la prepararea suportului de lucru. Am învățat foarte multe lucruri. Mi-e imposibil să cred că astăzi vreun profesor la țară, vreun profesor de desen i-ar învăța. Da, la mine a fost o situație specială. Eu m-am întors acolo de unde am plecat. Cu drag și cu dorința de a... Cu toată inima. Ei mă știau pe mine, mă admirau că eram cel care a plecat și care a reușit la facultate și care, care a făcut s-a întors și care e pictor în mintea copilașilor. Și atunci, sigur că... Când ai venit în Galați? După 7 ani, dar spuneam că în perioada respectivă am lucrat foarte, foarte mult. Nu era tentația orașului să ies cu prietenii, să mergem. Acolo aveam un atelier și după ore mergeam și îmi vedeam de studiu. Și am făcut în perioada respectivă prima expoziție personală la Bacău, am vrut să joc în deplasare, dar nu am venit la Galați, puteam să vin la Galați, eram bine primit de colegii, foștii Bacău profesori. Bacău era aproximativ la aceeași distanță. Era altă filială, era... Da. Și asta a fost dorința mea, să joc în deplasare, să... Să vezi ce zic ceilalți. La... Da, da. A fost bine primită. Da, foarte bine, m-am și pregătit foarte bine. Deci emoția primei expoziții. Deci aceea a fost prima expoziție. Prima expoziție personală. 1986. Deci în 86 deci prima expoziție. Deci am terminat facultatea în 82 și în 86, după ce am lucrat foarte, foarte serios câțiva ani, mi-am făcut un portofoliu. Cred că aveam în jur de 70 de lucrări. Oho. Și din 70 am făcut o selecție, dar toate erau în regulă, erau proaspete, aveau substanță sufletească. Noi eram foarte bine pregătiți după ce am terminat facultatea, eram în mână, totul curgea foarte ușor și am făcut o selecție de cam de 40, că sala era foarte mare, galeria de artă din Bacău. Și ce să spun, după ce am terminat, după expoziții, m-am întors cu 3 lucrări din 40. Deci a fost un succes nebun. Asta este extraordinar. S-au și vândut, erau unele lucrări care, la care țineam foarte mult. Că o lucrare te despați foarte greu de o lucrare, care pui foarte mult suflet. Și parcă s-a rupt ceva din sufletul meu, numai că până la urmă nu aveam cum. Erau oameni și erau colecționari și erau interesați și sigur că eu atunci, în perioada respectivă, știam ce vreau, chiar și financiar. Am pus niște prețuri foarte mari. Serios? Pentru perioada respectivă, destul de mari. Cam cât așa? Pentru 86, să zicem. 86, lucrările erau de la 3200 la 3900, 4200. Deci aproape două și salarii. Salariul meu era de 1900. Deci aproape profesor. Două salarii. Sau chiar două salarii. Da. Și s-au vândut cu toate acestea, s-au vândut. Extraordinar. Da. În 86, prima expoziție. După 34 de ani, câte expoziții la arte? Câte vernisaje? Păi, nu știu. Cred că sunt în jur de expoziții personale. Personale, da. Personale, cred că sunt în jur de... Ce întrebare? Cred că sunt în jur de 15. Cred. Nu știu foarte exact. Extraordinar. Știu că în primii ani, când am venit în Galați, în 90, timp de 10 ani, am făcut în fiecare an expoziții. 90, 91, fantastic. 92, deci am venit cu un entuziasm de la Cosmești, că am venit printr-o, mă rog, restrângere de activitate, o conjunctură, era situația cu buletinul de oraș. Situația căzuse aia. Nebunia aia lui Ceaușescu cu orașele mari. Eu am venit înainte de Căderea. 89 în bară.
Am înțeles. Și era aceeași interdicție, dar foarte greu. Până la urmă a venit cei de la inspectorat de aici, aflase despre mine, în sensul că, mă rog, eram artist plastic, aveam câteva expoziții și mi-au rezolvat problema. Direct la liceul de art? Nu, la o școală, școala 41, un an, după care imediat la liceul de art. Când s-a reînființat, cei de la liceu de aici, domnul Neagu, doamna Tomazeli, m-au chemat. Cum ai pășit în prima zi de școală ca profesor în liceu în care învățați? Păi, ce să spun, eram atât de încântat, atât de fericit. Și acum mă duc o plăcere nebună. Și pentru mine este cea mai mare bucurie. Că și cei de acasă, iar liceul de art, tot liceul de art, prea mult, numai liceul de art. Mai nu înțelegeți că acolo e viața mea? Vreau să înțelegeți că acolo este viața mea. Da? Și sigur că am pornit, a fost o altă etapă. Atunci, când s-a reînființat, noi am venit, a fost o echipă deosebită, o echipă de profesori. Ioan Tudor la desen artistic, eu la pictură, doamna Tomazeli, compoziție, domnul Neagu tot pe desen artistic, a venit și domnul Miron, tot o parte de desen artistic. Deci era o garnitură de 1000 de puncte. Gabriela Georgescu a venit la Bacău la un an sau doi și am creat un nucleu extraordinar care ușor, ușor ne-a dus, mă rog, când mergem la Olimpiadele Naționale, măturăm toate premiile. Ai ajuns și aici. Mai avem exact 10 minute, 12 minute și am o grămadă de întrebări să-ți spun. Una dintre ele este legată de exact ceea ce spuneai mai înainte. Cum faceți de măturați toate premiile, cu ghilimele de rigoare? Pentru că liceul ăsta este într-adevăr un aspirator de premii. E simplu. În primul rând, relația noastră este specială cu elevii. Da? Este altfel de relație. Noi suntem prieteni de suflet. Eu îi respect atât de mult și iubesc atât de mult și ei la fel, simt lucrul ăsta. Și atunci când generezi iubire, primești iubire. Ecuația e foarte simplă. Și plecând de la această relație de suflet, tot ceea ce lucrăm, noi construim în fiecare ședință de lucru. Eu caut tot felul de provocări artistice deosebite. E ca și cum îmi pun mie o problemă plastică. Și atunci lansez problema plastică, discutăm, explicăm, facem demonstrații, tot felul de demonstrații, ne documentăm, vin și foarte bine documentat și din toată construcția, că este o construcție, o ședință de lucru la liceu de arte, de pictură la liceu, este o construcție, nu e așa tema și mă duc să beau o cafea, cum se întâmplă la Ploiești, Cluj sau în altă parte. Nu ne interesează pe noi. Mi-ar plăcea să mă inviți odată la o oră, construcție. Să stăm cu minți într-un colț. Cu mare drag, cu mare drag. E atât de frumos încât noi nici nu luăm pauză. Nici copiii nu doresc pauza când sună, mă rog, de pauză. Noi suntem racordați la problema plastică, la tema respectivă. Și atunci și eu sunt atât de prins în tot ce se întâmplă în acest experiment, facem corectură din când în când, facem analiză pe faze de lucru și ușor, ușor, în momentul când se întâmplă ceva, pentru că din 8 lucrări, 9, să zic, 2, 3, 5 sunt excepționale. Excepționale, incredibil. Mă uit și ce să zic? Zic, dragul meu, nu pot să spun nota 10, spun nota 11. Și am pus nota 11 în catalog. Îl spun. Zic, nu se poate, este... Bun, am dat 3-4 note de 10, dar lucrarea ta este de 11. 12, dar zic, nu pot să spun decât 11. Și atunci am pus 11 în catalog. Sigur că au început să comenteze. Zic, mi-asum. Eu mi-asum chestia asta. Așa cum Nadia Comăneci a răsunat orice fel, iată că și în învățământ se poate un copil de geniu care nu-i de nota 10, este mai mult.
Asta e și motivul pentru care de-a lungul timpului școala Gălățeană de artă plastică este atât de bine cotată în România și nu numai în România? Da, v-am spus, corpul profesoral foarte bun, relația cu elevii și această continuitate, pentru că noi avem și continuitate, nu că avem o generație care e mai puțin talentată sau o promoție. Nu. În orice promoție există vârfuri extraordinare. Și atunci cu vârfurile respective noi lucrăm într-un alt fel de ritm. Deci e cu totul altceva. Spre exemplu, la Olimpiada Națională eu fac o pregătire suplimentară în afara programului, o pregătire suplimentară timp de o lună. O lună în care zi de zi copilul lucrează și eu sunt racordat la ritmul de lucru și încercăm să cuprindem toate problemele artistice, tot ce înseamnă de compoziție, de armonie, de culoare, de sincronizări, de forme, de traiectorii compoziționale, toată partitura tehnică. În momentul în care ajunge la Olimpiadă, sigur că diferența între lucrarea celui din Galați și celălalt este uriașă. E o diferență foarte mare. Am avut situații în care o elevă de-a noastră a luat premiul întâi absolut. Au scris pe diplomă cei de la juriu, de la Olimpiada Națională. Deci lucrarea era atât de bună încât au zis, nu putem să dăm premiul întâi, că e prea bună. Și a scris premiul întâi absolut, Chebac Adriana, în două situații. Asta e nivelul. Întrebarea asta sunt convins că ți-au pus-o de-a lungul timpului foarte mulți oameni. N-ai fost tentat niciodată să pleci la București? Altă emulație artistică, să spunem. Niciodată. Niciodată? Nu, n-am să plec din liceul de artă. Deci, niciodată. Indiferent de oferte, indiferent, poate să... Nu. Aici este locul în care m-am născut, practic, pentru că dacă nu era liceu de artă, eu n-aș fi ajuns plastician. Îi datorez totul acestei instituții și încerc să vin cu tot ce am mai bun pentru această instituție. Și instituția noastră este respectată la nivel național. Asta este un lucru excepțional. Dragi prieteni, cum spuneam, iată ce înseamnă să te dedici acestei profesii, pentru că într-un fel sau altul îmbin două lucruri, talentul profesorului, talentul pedagogic cu talentul artistului plastic, nu? Și talentul artistului plastic a fost și recompensat de-a lungul timpului cu foarte multe premii. Da. Le-ai numărat vreodată? Ai un colț anume în care le pui pe toate? Nu. Ioana mea mai e. Nu, dar premiile... Știți ce se întâmplă? Premiile vin de la sine. În momentul în care ești foarte serios pe ceea ce faci, eu cred că nu ar trebui niciodată să te gândești la premiu. Tu trebuie să te gândești la cum să faci ca să faci, să progresezi, cum să faci ca lucrarea ta, vorbesc de creație, să vii cu altceva, să fie față de anul trecut, să fie lucrarea asta și mai altfel, mai profundă, cu mai multă expresivitate și așa mai departe. Aici este. Ștacheta o ridici în fiecare zi. Trebuie să ridici ștacheta. Mai avem 5 minute din emisiune și o să-ți spun iarăși o întrebare care pe mine mă macină de multă vreme. Mărturisesc că întrebarea asta i-am pus-o și lui Gigi Miron. Cum se face că niște artiști de atât de mare valoare sunt cunoscuți fără îndoială, dar cota lor de vânzare sau cota de piață a operelor, mă refer la partea strict materială, bănească, este infimă în comparație cu, iată, nume scoase de piare din Joben care vând tablouri cu 1-2 milioane de euro. Cum se face lucrul ăsta? Gigi mi-a explicat că trebuie să ai un PR bun, dar numai PR-ul este sau mai e ceva? Nu, la noi e și o conjunctură nefavorabilă. Încă nu există această cultură pentru artă, pentru colecționarea au cam dispărut. Nu mai e acel interes de altă dată, cel puțin în perioada,
să zic, până în anii 90, chiar și 95, încă erau oameni, persoane interesate. Acum, așa este, puțină ceață, dar eu sunt convins că lucrurile se vor schimba. Sunt convins de lucrul ăsta. Trebuie să pornim și de la noi. Deci noi trebuie să venim cu o anumită educație, să educăm publicul. Eu încerc aici, la Uniunea Artiștilor Plastici, de câțiva ani, o schimbare profundă. În momentul în care te faci respectat prin calitatea operei de artă, le-am spus și artiștilor, dragii mei, păi dacă nu ridicăm ștacheta și dacă nu venim cu lucrări extraordinare și lucrări noi, nu salonul nu știu care de iană, iar tu vii cu lucrare de acum 4 ani, 5 ani. Nu. Și am creat niște reguli, am impus niște reguli, oamenii s-au supărat prima oară, da, după care au înțeles și zic, trebuie să ne recâștigăm aura și strălucirea de altă dată, cum era artistul plastic. Pentru asta, în primul rând, trebuie să respectăm publicul. Respectul nostru este prin actul artistic, care trebuie să fie desăvârșit. Și atunci, ușor, ușor, la saloanele noastre care le facem, expoziții colective, salonul de primăvară, vară, toamnă, iarnă, cele 4 ediții pe an, foarte multe, numai la Gala se întâmplă 4 ediții, dar este o invenție personală și a dat rezultate. Orice plastician este știe că trebuie să facă cel puțin o lucrare de mare calitate în 3 luni, pentru că după 3 luni iarăși expoziție. Acum avem un proiect excepțional, o să fie cel mai mare proiect național, un proiect cultural deosebit. Am reușit, după ce am fundamentat foarte bine materialul, am reușit împreună cu Consiliul Județean, cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Fotea, să semnăm un parteneriat și împreună cu directorul Muzeului de Artă Vizuală, un parteneriat, și vom realiza la Galați, în premieră națională, Bienala Națională de Artă Cameresu, prima ediție, dar construită și compusă diferit față de ce se întâmplă în țară. Materialul l-am transmis, expoziția va fi în aprilie-mai. Sunt convins că va fi ceva amplu, sunt convins că va fi una din cele mai reușite expoziții de artă ca și bienală. Iar asta este de ce am realizat noi chestiunea asta. Pentru că se construiește Muzeul de Artă Vizuală. În 2 ani, 3 ani, mă rog, nu știu exact, se va definitiva un proiect excepțional, cu investiții foarte mari. Lumea artistică din țară este șocată. Eu merg tot timpul la Uniunea Artiștilor Plastici, avem Senatul, avem întâlnirile cu toți președinții din teritoriu. Mă rog, ce se întâmplă la Galați? Nu se întâmplă nimic, le spun. Ce sunt? Păi da, dar se construiește Muzeul de Artă Vizuală. Da. Cum faceți voi că sunteți singura filială din țară în care nu aveți datorii? Simplu. Suntem foarte serioși. Facem muncă voluntară, pentru că împreună cu domnul Miron și cu alți artiști ne-am apucat și am făcut renovare la Galeria de Artă și magazinul fondului plastic. Și atunci când ai această determinare sufletească, iată că apare și acest eco la nivel național. Suntem la final de emisiune, avem exact un minut și minutul ăsta, te rog să-mi răspunzi la ultima întrebare. Dacă ar fi să privești către trecut, retrospectiv, și te-ai gândit la ceva ce ți-ai fi dorit să faci și n-ai făcut, sau dimpotrivă, ai făcut și n-ai fi vrut să faci, ce ți-ar trece acum prin minte? Dar foarte scurt. Eu mi-am dorit foarte mult să fac sport de performanță și am cochetat cu sportul foarte mult. Deci a fost visul vieții mele. Ce anume? În primul rând fotbalul, chiar am văzut sportul studențesc în timpul facultății, la Steaua, ajunsesem până aproape de echipa de tineret Speranță, echipa a doua, cu o voință incredibilă, și acolo este o poveste foarte interesantă.
Și apoi tenis de câmp. Dar nu se putea, n-aveam cum să le împart. Una era, trebuia să merg la facultate, era să-mi fac cursurile. Și atunci asta este un regret, că aș fi vrut mai mult pe partea de performanță sportivă. Asta este singurul regret. În rest, nu regret nimic, pentru că am o familie foarte frumoasă, am o fată excepțională, am și un nepoțel, să-ți trăiască tot, Thiago, de un an, și suntem liniștiți și bucuroși pentru că ne respectăm foarte mult. Mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune, dragi prieteni, cum spuneam, o poveste extraordinară de viață. David Sava, artist plastic, președintele filialei Galați, Uniunea Artiștilor Plastici din România și singurul profesor din România care a pus nota 11 în catalog de mai multe ori elevilor excepționali. Ce să vă doresc? Să vă doresc în continuare un weekend plăcut și să ne vedem săptămâna viitoare. Cu bine, rămâneți pe Express TV. Eu sunt Cătălin Negoiță și vă spun la revedere.